Neața Mădălina. Bună dimineața, Răzvana, bună dimineața, Dani. Stresul, da, face parte din viețile noastre. Trebuie doar să știm cum să le reducem. Alături de mine este profesorul Vlad Ciurea, neurochirurg. Bună dimineața. Bună dimineața. Dacă ar fi să facem așa un decalog al unei vieți echilibrate, cum ar trebui să sune? Pentru că noi ne stresăm așa de dimineață. Ne stresăm. Stresul înseamnă o stare de tensiune. Tensiuni și atunci tot felul de stresuri care s-au acumulat și în medicină s-au fost disecate. Stresul de profesie, stresul în familie, soacra cu ginerile, așa mai departe. Copiii nu ascultă, e un stres. Stresul care se întâmplă emoțional, cum avem noi doi în acest moment, stresul endocrin, tiroidian, pe cum știți, acum a apărut stresul rutier, care se întâmplă în fiecare dimineață și pe care suferim cu toții. Mai nou, dacă dăm drumul la televizor în perioada aceasta, este stresul parlamentar. Deci stare de tensiune cu multiple elemente. Păi noi ne interesează ce putem să facem în fața acestui stres, că datorită stresului se pierd celule nervoase. Deci creierul nostru nu mai funcționează la parametrii care ne-a dat Dumnezeu. Și atunci îmbătrânim prea repede, facem depresie, ne ajungem la o boală la care nu-i spun numele, că am uitat-o în condițiile acestea. Trebuie să gândim cât mai pozitiv. De-aia ne aflăm la această emisiune atât de frumoasă și atât de interesantă. Pentru asta trebuie ca să găsim metode. Prima metodă, care este stresul, hai să facem o formulă simplă, ca în matematică. 3 de A plus S OZ. 3 de A, să începem. A înseamnă apă, înseamnă aer curat, înseamnă alimentație echilibrată. Urmează plus S. S înseamnă somn, O înseamnă odihnă și Z, ce aveți dumneavoastră, zâmbetul. Cam aceasta ar fi o formulă împotriva stresului. Și ar trebui să fim așa un pic mai organizați? Obligatoriu. Stilul de viață contează. Încercați, cei care ne ascultați, dragi români, dragi București, să aveți un stil de viață cât mai ordonat. Sigur, trebuie să te scoli de dimineață. Este o întreagă povestire pe 10 puncte pe care am prezentat-o și am repetat-o. Cât mai de dimineață, complet liniștit, nu vă duceți la țigare și la cafe. Deschideți geamul, inspirați aer. Aerul dimineață este curat. Te duce direct în creierul și în inimioara dumneavoastră. După aceea, beți apă, apă plată la temperatura camerei. Pentru un adult de dimineață, 2 pahare de apă. Încet, nu în fugă. După care coborâți, faceți mișcări de înviorare. După care pornește organismul, urmează acea plăcere de dimineață care se numește curățarea organismului, toate punctele de vedere și un duș de dimineață dintr-o dată vă revigorează. Dar problema e că dimineața ne trezim mai târziu și suntem pe fugă. Asta e problema dumneavoastră, mă trezesc de dimineață, deci astăzi v-am trezit la ora 5 punct, pentru că știam că vin la dumneavoastră și avem această discuție. Deci trebuie să le faceți încet. Nu mai spun, avem ținută și dumneavoastră aveți ținută și eu m-am pregătit pentru asta ca ținută. Nu se poate face în fugă. Când vezi câte o mămică care ține un telefon în mână, un ghiozdan în celălalt, un copil, nu știu, maică, și vrea să deschide și mașina, vrea să și răspundă la telefon, vrea să și vorbească cu soțul și așa mai departe. Toate ies prost. Deci ideea că în creier lucrurile trebuie făcute organizat. Le punem pe hârtie. Să știți că fraza aceea, pas cu pas, care se spune în Ardeal și nu spun cine a zis-o, este foarte bună. Deci stilul de viață cât mai ordonat posibil. Vă povesteam de dimineață că am venit și mi-am scris punctele care trebuie să le fac astăzi. Deci trebuie să fac 20 de puncte din punctul meu de vedere. Și puncte administrative și științifice și clinice. Astea trebuie făcute treptat. Dacă se fac toate odată, creierul nu mai reacționează cum trebuie. Și dacă ceva nu este bine, vă stresați? Nu. Nu, pentru că mi-am dat seama, dacă mă stresez, este și mai prost. Deci nu trebuie ca să intrăm în acest malaxor al stresului, din care nu putem ieși. Se duce din ce în ce, ce mai rău. Oprim, facem o pauză, după care reluăm totul, dacă se poate, sub forma cea mai calmă. Sigur, sfaturile sunt foarte bune. Realitatea de multe trebuie să le și punem în practică. Trebuie să le punem și în practică, dar numai așa putem relaxa această celulă nervoasă care ne ajută atât de bine să gândim, să vorbim, să iubim, da, și să parlamentăm, să le certăm din toate punctele de vedere. Să știți că cele mai multe celule nervoase se pierd la ceartă, la scandal, la furie, la stres și la divorț.
Este dovedit. Spuneați ceva mai devreme de cele două pahare cu apă. Da. Și alimentația ne influențează? Extraordinar. Deci două pahare cu apă plată, tată, nu alte probleme. Nu că mă trezesc o tărie, Doamne, așa. Iar alimentația de dimineață trebuie făcută încet, încet și nu cu un fugă și cu trei televizoare mergând, mă scuzați, sau mai știu eu câte stil breaking news care te pot disturba. Încet, pentru ca și organismul să primească. Să primească motorul. Este o mașină și îi dai, ca la o mașină, îi dai benzină ca să poată porni și organismul. La fel trebuie să fie făcute aceste lucruri. Iar desfășurarea stilului de viață trebuie să fie planificată pe cât se poate și terminarea acestei zile trebuie să fie, cum ar fi la mine astăzi, la 9:30 să fiu în pat fără televizor, fără telefon. Aceasta cu o carte care îmi place. Dar dacă suntem la birou, ar fi util poate să ne luăm câte o pauză de 10 minute sau cât ar trebui să fie? Nu se spune că pauzele lungi și dese cheia marilor succese, așa și deși aici. Deci este clar, este bine la 2 ore să ridicăm ochii din aceste superbe calculatoare, să privim dacă mai este cerul albastru al Bucureștiului, să zicem, să deschidem geamul și să facem numai decât câțiva pași. Punem în mișcare creierul, coloana cervicală, coloana lombară și noi. Noi trebuie să ne mișcăm. Există o frază a unui japonez: mă mișc, deci exist. Cred că este edificator din punctul acesta de vedere. Exact, și în plus avem acele 30 de minute, nu? Recomandate de medic în fiecare zi. Da. Le adăugăm și pe acela. Le adăugăm și pe acela. Deci numai decât trebuie să ne mișcăm, dacă putem și totuși, încă sunt parcuri în București, trebuie să ne bucurăm de ele și atunci ne și plimbăm, dacă avem o persoană plăcută lângă sau avem un cățeluș de acompaniament, este minunat acest lucru și ieșim din starea de stres. Deci noi, cu noi, depinde acest lucru. Deci stresul trebuie ținut undeva, să uităm de acest cuvânt, la distanță, și să gândim cât mai frumos și cât mai pozitiv și să zâmbim. Dar ne inducem noi această stare de pozitivitate? Sau trebuie să vină ea așa, natural? Noi inducem. Dacă nu putem, noi inducem și uitați-vă la artiști care își induc pozitivitate, indiferent ce se întâmplă în spatele lor și câte stresuri au și dânsii, cum își induc pozitivitatea și gândesc din ce în ce mai pozitiv ca să poată să performeze la pe scenă și în diferite situații foarte grele. Mulțumim foarte mult, a fost profesorul Vlaciur alături de noi. Răzvan Danin, apoi la voi. Mulțumim, Madalina. Da, vezi, uite, asta nu ne dăm noi timp, nu ne dăm timp. Răzvan, cred în tot ce a spus domnul profesor, dar nu l-am auzit zicând ceva de să mergem să tragem o beție ca să ne destresăm.